Viorica Cherecheș a votat azi cu gândul la fiul ei. Mama primarului suspendat al orașului Baia Mare a fost însoțită la vot de echipa Coaliției pentru Baia Mare. Fiul ei, Cătălin Cherecheș, se află în continuare în arest preventiv. Viorica Cherecheș a votat alături de echipa lui Cătălin, care a stat alături de când fiul său a fost reținut de procurori. La ieșirea de la vot, aceasta a declarat: "Astăzi am venit să votez pentru Baia Mare și pentru fiul meu." Edilul i-a transmis la rândul său un mesaj emoționant postat pe pagina lui de socializare: "Îi mulțumesc și astăzi mamei mele pentru tot, pentru că mi-a dat viață, m-a educat, pentru că mi-a fost și îmi este alături în fiecare moment. Sunt un om extrem de norocos că am o mamă ca și ea. O iubesc și o prețuiesc, o voi iubi și o voi prețui cât am să trăiesc. Le mulțumesc colegilor și prietenilor mei din Coaliția pentru Baia Mare că ne-au fost alături în momente dificile." Cătălin Cherecheș a fost arestat preventiv la sfârșitul lunii aprilie, după ce a fost denunțat și prins în flagrant în momentul în care dădea 30.000 de lei mită.